treia zi deja în competiția noastră, Georgiana pare că și-a găsit locul, ceea ce este perfect. Așteptăm și ținute bune și multe stele, Georgiana, și ești pe drumul cel bun. Te aștept! Draga mea. Bună seara. Ce faci astăzi? Unde mergi? Astăzi nu eu mă lupt cu morile de vânt, precum Don Quixote, ci al meu câine Oreo. Așa îl cheamă? Da. Am un câine, numele lui este Oreo, Oreo the Westie, chiar e real, așa e numele lui. Și eu am Westie acasă, al meu îi se numește Oscar. Oscar. E băiețel, nu-i așa? Băiețel. Ideea este că nu prea, el are 3 ani și deja ca orice mamă de băiețel vreau moștenitori. Gestul pe care l-ai făcut este așa făcut. No pressure. Vreau... No pressure. Ba da, e pressure că vreau... Drăguțul de el. Deci vreau Oreo să-mi producă... Da, mulți vreau. Casa plină de Oreo. Și am găsit cu greu o doamnă care are Westie, însă ea mi-a spus că al ei câine are pedigree. Oreo nu are pedigree. Astfel încât am... Este mare pentru că a trebuit să mint că are pedigree. Hey! Scopul scuză mijloacele. Ce pot să fac? Mă descurc. Și a rămas așa. Ne vedem în Parcul Herăstrău la o... Cum să-i montă spune? Cinstită. Întâlnire. Ai recreat practic m-am o scenă din nuntă, Doamna cum... și Vagabondul. Exact. Păi, da, trebuie să nu trebuie să vii cu hârtia la mână, să vadă doamna că... Încerc să o vrăjesc. Vedem, din discuții mai... Aha, bine, ne descurcăm. Plus că Oreo arată foarte bine, e greu să nu-l... Placă. Da, placă. Asta deci te-ai îmbrăcat, te-ai gătit să vrăjești pentru o doamnă. Pentru nuntă. M-am îmbrăcat pentru nunta lor, că eu sunt convinsă că se va întâmpla ceva. Vino aici lângă mine, Georgiana. Fii atentă, trebuie să le povestești cu iubitul tău, cum a fost, de ce v-ați despărțit. Exact, știi, exact, rămas exact. Datoare, și atunci exact. O să fie și mai mulțumit. Bun. Ținuta, Iris, ce-mi spui despre ea? Înainte vreau să zic că dacă povestea e reală, sper să se difuzeze înainte să te... întâmple câineala, că dacă nu, nu e o strategie mult prea bună. O să încep cu ce-mi place. Îmi place foarte mult pielea ta în alb. Și tu așa cu gâtul foarte, cu clavicula, mi se pare că ai o claviculă sexy. Acum să zic cu ce nu-mi place. Nu-mi place geanta Tușca. Cu rochia, sandalele, nici nu vreau să te rog să mi le arăt că le-am văzut și nu-mi plac absolut deloc. Nu, trebuie să le arate. Da. Nu-mi plac. Mi-a plăcut rochia Georgianei, venea foarte bine, dar, într-adevăr, accesorizarea lăsa puțin de dorit. Mie mi-au plăcut perlele. Aș fi ales alte încălțări și aș fi pus o geantă mai finuță pentru a susține această finețe acordată de perlele de la gât. Care sunt ale mele? Jurații te așteaptă, draga mea Georgiana, hai în fața lor. Bună seara, Georgiana! Bună seara! Place albul pe pielea ta. S-a spus deja lucrul ăsta, dar vreau să subliniez pentru că e primul outfit în care te văd și mi se pare că funcționează cu culoarea pielei tale, dar și cu tatuajele tale. Nu știu dacă camera le-a văzut până în momentul ăsta, dar mi se pare că atunci când ai tatuaje atât de vizibile în zona decolteului, sunt foarte puține tipurile de rochi feminine pe care le poți purta. Iar asta este una dintre ele pentru că te invită la a desface fundele, în principiu. În materie de beauty, ești într-o zonă foarte safe și
îți dau acest mesaj tocmai ca să mai ieșim din zona asta, să prezentăm și alt fel de lucruri. Mi-e clar că ești abia în a treia zi în show-ul ăsta, dar în egală măsură trebuie să înțelegi că avem nevoie de diferite fațete pe care să le vedem. Însă, overall, mi se pare că e un look bine dus la punct, bine pus la punct. Îmi place lungimea rochiei pe care o porți. Adică mi se pare că are exact lungimea perfectă pentru povestea asta. Ascunde sandalele. Aspectul pozitiv în toată această situație e că rochia îți vine superb. Culoarea s-a spus deja, dar și ea ca rochie, ca model, are lungimea potrivită, are fittingul bun, vine superb. Dar ce ne facem cu accesorizarea? Știi că eu am tot spus, în momentul în care avem o singură piesă principală și în general aia e rochia, accesoriile, uite, mai spun încă o dată, accesoriile devin și mai importante decât, nu știu, într-o ținută care e compusă din mai multe elemente. Că atunci, mă rog, se mai pierd într-o mare de alte detalii. Dar când am doar o rochie, așa cum ai tu acum, ele sunt foarte importante. Or, sandalele bașca că sunt urâte, nici mie nu-mi plac, dar ele nu se potrivesc oricum cu geanta. Geanta okay. Nu se potrivește cu perlele. Adică elementele oricum nu merg între ele. Asta e problema. Sfatul meu este că atunci când aveți rochii lungi până în pământ, mai cu seamă dacă nu vorbim de rochii de seară, dar chiar și la rochile de seară, da. Cea mai bună variantă pe care o puteți face este să aveți fie flat în picioare, mai cu seamă la o rochie de zi, fie platforme. Sunt foarte puține rochile foarte lungi, fără crăpătură, atenție, la asta mă refer, fără decupaje pe picior, care arată bine cu tocuri foarte înalte sau înalte. Mulțumesc mult! Plăcere. Perlele, în principiu, oricum ar fi, nu ar avea legătură cu rochia asta. Rochia asta, tu, dacă vrei să o muți într-un registru de roche de seară, poți, dar niciun caz cu perle la gât. Și mie îmi place sugestia cu fleț foarte mult. Geanta ar fi potrivită doar dacă ai duce-o în contextul de plajă, în contextul de, eu știu... Lanul de lavandă, totuși neapărat, ar trebui poate să fie coș. Și de vară, dar depinde ce pui în picioare. Bine, astea sunt detalii foarte mici, numai că rochia fiind atât de frumoasă, tocmai cred că de asta ne și străduim să-i găsim niște soluții potrivite, pentru că rochia este superbă. Da, da, da. În rest, toate accesorizarea de pe lângă rochie, destul de greșită. Bălau, bălau, da. Eu îmi doresc să vezi luminița de la capătul tunelului. Atenție la 50 Shades of White, că sunt multe nuanțe de alb. De la mine e Bravo Stil. Vorbește. Ce e fetelor acolo? Nimic. Era balonată Carina și mi-a arătat că a mâncat ea sarmalele toate. Super, foarte interesant. Tot timpul. Să fie de bine, mulțumesc. Carina, puiule. Tot timpul când mănânc sarmale, mă... umflu. Te balonez. Uite o informație. Vrei să vorbim despre asta? Care avem ce să facem. Nu neapărat. Hai să o luăm de la discuția asta, că tot e omenească, decât să vorbim nimic. Georgiana, draga mea, vorbește cu telespectatorii. Îmi pare rău că nu a fost apreciată ținuta mea. Eu mă străduiesc, însă aparent mai am de prins ceva din urmă. Sper măcar să vă placă de mine. Am un indicativ 8 la 1220.